Hei, 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 salutare, dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluțe, poftă bună la viață și la lucruri magice. Haideți să vedem astăzi despre ce este vorba și care sunt învățăturile și lecțiile, poate, din partea spiritului, ce ne mai îndrumă să facem love, să iubim. Păi nu, despre asta este vorba. Romance, iată, iubire, fantezie. Firm love, da, o iubire de asta solidă și fermă. Iubirea, știți că e și vorba, amor vince omnia, da? Iubirea învinge totul până la urmă, dar trebuie să pornească de la iubirea de sine. Haideți să vedem care sunt și bilețelele și punctele cheie pentru astăzi, poate legate de iubire, renunțare, da? Câteodată este indicat și cel mai bine să renunți, iată-te, la ceva ce nu-ți mai face bine, din iubire față de propria persoană. Da, și vedem și 6. Energia lui Venus, vorbim clar despre iubire, sau poate te-ai născut într-o dată de 6, cine știe. Ce mai avem? Absolut, iată încă un indiciu și haide să-l vedem și pe ultimul care vrea să, două, care vor să iasă la suprafață. Copilul interior, interesant, nu renunța la copilul interior, no matter what, indiferent ce se întâmplă acolo. Și spiritele animalelor, poate animăluțele vor avea un impact important asupra ta astăzi. Haideți să vedem și pe calea astrelor, așa cum bine v-am obișnuit. Ce se întâmplă, ce se întâmplă, se întâmplă change and new beginnings, iată energia lui Uranus vorbește despre schimbare, despre începuturi. Nu renunța la tine, așa cum ți-am spus, și la lucrurile care îți fac plăcere, energia scorpionului, iată o vedem aici, care vorbește despre subconștient, despre lucrurile acelea ascunse, despre moarte și transformare. Dă-ți voie să mori pentru a te putea transforma. Vedem niște opoziții, niște posibile tensiuni aici. De ce? Pentru că sunt acele răni ale copilului interior care își pot face simțite, da, prezența, provocări și disarmonie. Da, butoane, posibil butoane apăsate, nu renunța la tine, la părțile din tine, nu mai face încă o dată și încă o dată și încă o dată, dă dovadă de iubire față de propria persoană, că doar așa lucrurile se pot rezolva. Un Marte în pești, ia că te vorbește despre tendința de a evada, poate, în, nu știu, că sunt tot felul de lucruri pe care oamenii le folosesc ca să evadeze, tot felul de vicii, tot felul de chestii, inclusiv partea asta de spiritualitate, evit să mă uit la ceva, mă duc acolo și sunt pe zen, pace, pârțuri de unicorn și nu știu ce, nu mai fugi de tine, n-ai cum să fugi de tine, stai, conștientizează-le, acceptă-le, integrează-le și doar așa se vor transforma. Bun, mergem mai departe și haide să vedem ce alte indicii. Da, foarte frumos, exact ce spuneam, self-love, iubirea de sine. În momentul în care tu dai dovadă de iubire de sine și înlături din jurul tău, acele lucruri care simți că îți fac rău și nu sunt bune pentru tine, atunci înveți să mergi pe un drum benefic, atunci începi să creezi conștient niște lucruri în viața ta. Bun, iubirea de sine este extrem, extrem de importantă. Uite, vinovăția. De ce? De ce să te simți vinovat că vrei să dai gunoiul afară? De ce să te simți vinovat că te alegi pe tine? Măi, 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 pentru că așa am fost învățați, pentru că așa ni s-a tot spus, trebuie să te pui pe cruce, precum nu știu care, da? Pentru umanitate, pentru toți cei din jurul tău. Un exemplu mai tâmpit, că asta eu n-am auzit în viața mea, scuzați-mă, de iar mă ia de la călcâie, da? Și știți foarte bine. Hai să ne rupem bucăți din noi, hai să ne facem lunte punte pentru ceilalți și să uităm că asta înseamnă să fii un bun și ai să ajungi tu pe nu știu ce aripi de îngeri. Am terminat-o cu treburile astea. Ai grijă de sufletul tău și onorează divinitatea din tine, că alta nu există decât, mă rog, de jur împrejurul tău și peste tot. Ai uitat de tine, ăsta este un lucru nasol. Bun, iată gândurile și izolarea, o vedem aici. Vine momentul să ieși din această închisoare a gândurilor negative, da? Și să transmiți gânduri și emoții elevate de iubire față de propria persoană. Of, Doamne! Of, Doamne, câteodată, da, uite că tot continui să spun și să explic. Poate, 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 poate să trezește omenirea.
Bun. Și vedem controlul, tacticile de control. Acum îți spun în felul următor, dacă ai de-a face sau trăiești într-un mediu în care cineva folosește astfel de tactici pentru a te controla, pentru a fa poate tu faci lucrurile astea din cauza rănilor copilului interior, dacă ești tu, vezi ce faci și schimbă-le. Dacă trăiești într-un astfel de mediu, vezi ce faci să ieși de acolo fără să te simți vinovat pentru că e cineva care îți umblă la sentimentele astea de vinovăție pentru că vede că merge, da? Haide să ne înțelegem că dacă tu nu ai mai da acest răspuns emoțional, nu ar mai merge, dar trebuie să rupi această situație toxică, aceste, nu știu, comportamente sau model de gândire toxic, nu se mai poate așa. Distanțează-te, distanțează-te fără să te simți vinovat, poftim, da? Twin flame. Ce spuneam și ieri, este o relație, pare rău să zic, poate nu neapărat de twin flame, poate este cu o persoană care este narcisistă, pleacă de acolo, pleacă pentru că nu este bine. Cea mai mare, cea mai puternică lecție este să înveți să te iubești pe tine, chiar dacă pleci de acolo în genunchi, târâindu-te cu urme de sânge în spatele tău, așa ca să fie cât mai dramatic, pleacă, pentru că te vei ridica ușor, ușor te vei ridica, dar alege-te pe tine. Bun, haide să mergem mai departe și să vedem doamna Lună ce spune. Da, veți ajunge la niște concluzii unii dintre voi astăzi că așa nu se poate, este prea toxic, este prea dureros, ce anume trebuie să eliberezi. Să te eliberezi pe tine, poate din gândurile toxice sau poate din relații și situații toxice în care ai stat până acum sau poate ești și în momentul de față. Poftim. Nu este iubire, este pușcărie, să ne înțelegem. Aici vorbim despre toxicitate sau poate, bineînțeles, dacă nu ești într-o relație, sunt gândurile tale vis-a-vis de relație care pur și simplu te ucid ușor, dar sigur. Și vedem și sacrificiul, ce spuneam, da, te pune pe cruce pentru ceilalți, vine momentul să te trezești, vine momentul să te dai de pe cruciul ăla jos și să începi să faci lucrurile pentru tine. Nu știu dacă te manipulează cineva prin chakra 2, prin chakra sexualității, prin cuvinte, prin alte, nu știu, că să găsesc tot felul de metode. Indiferent care ar fi legătura acolo, rupe această legătură și găsește curajul în tine, poftim, să pleci mai departe. Curajul, forța este acolo, doar că ai uitat de tine, ai uitat cine ești, adu-ți aminte. Hai să vedem și lămuririle. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Of, Doamne, da. E o închidere, un blocaj pe partea emoțională, pe partea mentală. Dă-ți voie să te deschizi. Dă-ți voie să vindeci acele părți din tine. Vezi de ce ai manifestat asta. De ce ai ales să stai acolo. Ce anume trebuie să-ți oferi. Trebuie să-ți oferi acceptare, în primul rând, non-judecată și iubire. Deschideți sufletul, deschideți inima. Repet, dacă ai trecut prin povești de genul acesta, poate ai avut de-a face cu, mă rog, persoane narcisiste și așa mai departe și ai rămas tu cu bubițe, cu sechele, vindecă acele lucruri, acele părți din tine și deschide-te când vine vorba despre iubire. Da, vedem doiul de cupe pe cartea îndrăgostiților, dar vedem și o închidere la nivel emoțional și foarte multe suferințe. Băi, o fi cu atracție fizică, o fi cu Hea Hâța, o fi cu mama ei să fie, dar când vezi că e mai multă suferință decât este iubire, dă-i, Doamne, iartă-mă, dă-ți voie să te distanțezi și dă-ți voie să investești energia pe care o risipeai acolo în tine. Hopa, hopa, da, tot posibil cineva în zodie de aer, apare regele de săbii cu cartea justiției. Te joacă cineva la punctul slab, indiferent care este asta. Nu te mai lăsa influențat nici de felul în care arată, nici de felul în care se mișcă, nici de felul în care... Da. Știți voi ce vreau să zic, da? Gândește-o logic, gândește-o rațional, gândește-o la rece și atunci ai să vezi situația exact așa cum este. Vine momentul să te repui în echilibru pentru că aici vedem categoric o pierdere a echilibrului tău interior. Și lucrul acesta nu este posibil. Ceva nou vrea să vină către tine, să ne înțelegem, în timp divin, așa cum îi spunem noi, în momentul în care tu ai să te realiniezi la esența ta, la puterea ta personală, în momentul exact când ai să intri tu în această energie a împărătesei, un ceva nou, nu știu cum să zic, o energie nouă va veni către tine și arată foarte bine. Învață-ți lecțiile, spune papa trecutului și mergi cu încredere și entuziasm și iubire de sine mai departe. No, bun, haide să vedem, nu, din Osho vrea de data aceasta, haide să vedem din Osho.
Ce anume ne spune? Da, va trebui să faci o alegere, vedem doiul de bâte, posibilitățile. Ai posibilitatea să rămâi aici sau posibilitatea să crești, iată-te, curajul, forța, să ai curajul să mergi mai departe, să ai curajul să crezi în tine, să ai curajul să te alegi, hop, pe tine de data aceasta. Uite, stresul, prea mult stres, prea multă bătaie de cap. Dă-ți voie să pleci de acolo. Bun, haide să vedem și mesajul din partea amorului Ghebos pentru astăzi. Ce anume vrea să spună? Uite, flirtul. Spiritul spune în felul următor: dacă ești singur în acest moment, dacă, repet, ai trecut prin toată povestea asta și ai ales să te închizi când vine vorba de iubire, nu. Învață ce nu mai ai de făcut, învață să pui limite sănătoase, învață să te respecti pe tine, dar nu te închide din punct de vedere emoțional. Dă-ți voie să ieși acolo în lumea mare, dar cu standarde mult mai înalte și cu limite sănătoase, că nu se știe niciodată de unde sare iepurele, dar data asta să fie o pradă sănătoasă. Bun, haide să vedem și sfatul de aici. Între timp, pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Ok, start a revolution. Iată-te, să începi o revoluție, să faci lucrurile ca tine. Și fii și un exemplu pentru cei din jur, că sunt multe persoane care stau și suferă în astfel de relații. Și eu am fost acolo, că vorbesc din experiență, de-aia mă ia din călcâie când vorbesc. Și am învățat o lecție extrem de dură, dar extrem de importantă și mulțumesc acelei persoane de câte ori îmi vine în minte. Bun, haideți să vedem și răspunsurile, așa cum spuneam, din partea spiritului pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi, dragii mei. Trei variante de răspuns, aveți o întrebare sau trei, vedeți cum cuplați aceste variante. Răspunsul cu numărul 1, pentru cei care ați ales această variantă, este nu, nu, nu. Iată cu un paj de săbii vine de data aceasta. Răspunsul este nu. Răspunsul cu numărul 2 este un da, iată cu cartea lumii. Poate să fie ceva legat de succes sau călătorie lungă. Și răspunsul numărul 3 este da, cu condiția să-ți asculți intuiția. Bun, dragii mei, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!